Asta. E, au găsit instrucțiunile. Manualul de zbor. Bine, regia. Da. Ridicați un pic în platou, vă rog. Da. Deci, înțeleg că vreți să o felicitați pe Adriana. Nu, vreau să clarificăm niște lucruri. Da. Vreau să clarificăm niște lucruri. Silanț. Se gâdilă reciproc, domnul Brigoană. Nici o aluzie. Deci, domnul Capato... playback, chiar se râde aici. E live. Deci, playback, e live. Gata, măi. Băi, stai mă să-l auzi. Să facă și el cu bine, da. Zice domnul Brigoană. Deci, domnul Capato, vreau, în primul rând... Da. Să scoateți imaginile cu soția mea în stare bahică de la dumneavoastră din emisiune. Noi n-am testat-o, n-am testat-o cu alcool scop cu etilotestul. Eram aici. Deci nu este decât o presupunere răutăcioasă de a dumneavoastră. Adriana Prigoană a recunoscut într-o emisiune ca și că a venit într-o stare bahică la emisiunea dumneavoastră. Da, da, nu știm acum, știți cum e, până în 07 e contravenție, după aia da. Este penalțiune. Am promis că vin în dumneavoastră la emisiune. Să știți că noi figurăm pe noul cod al... Dar lăsați-mă să vă povestesc. Vă rog, vă rog, vă rog. Dumneavoastră m-ați invitat astăzi în emisiune cu documente. Da. Eu m-am oferit să vin și dumneavoastră a spus că aveți o emisiune de gală ultima și să mă invitați. Nu, am zis că nu dădea bine să venim cu dita ai documentele cu întrebaloane. Era de bine să vin cu documente. Era frumos. Dar promit că sezonul următor, una dintre primele emisiuni, o facem pe baza documentelor noastre. Cu mare dragoste. Cu mare bobotează... Dacă nu le dați la colindători până atunci documentele. Domnul meu, nu dau documente la nimeni. Ele sunt arhivate. Aia. Sunt documente pe care mi le asum. Eu mi-aș dori ca în prima emisiune din sezonul cu numărul 13, să nu fie unul cu ghinion, să veniți aici, să vă pupați cu Adriana, să rupeți documentele alea, exact. Să îngropați securea războiului, vă dau eu. Și să fie o familie fericită, măcar de la anul încolo. Adriana e într-un război cu ea însăși. Da, e posibil, dar de multe ori o întărâta și eu o lămuresc de când s-a întors acasă, că ea nu are un conflict cu mine, că nu are cum să aibă un conflict cu mine. Ea are un conflict cu o companie care am fondat-o eu, asta s-a întâmplat, că are un conflict cu o altă companie, probabil, pe care am fondat-o tot eu. Am înțeles. Eu nu înțeleg ce dorește de la viață și tot ea, după ce face circul din presă, își dorește un Crăciun fericit. Păi eu am un Crăciun fericit, îmi pare rău. Eu sper să-l aveți împreună cu ea sau alături de ea. În documentele astea sper că o să aveți un Crăciun extraordinar. Și de toți copiii dumneavoastră, ca așa e frumos. Iar e bine. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult, eu vă urez încă de pe acum sărbători fericite. Respective. Mulțumesc. Încă o dată puteți să spuneți public că nu am avut voie să vin la emisiunea noastră de azi, având o ediție specială. Da. Așa. Vă mulțumesc pentru premiul pe care l-ați acordat Adrianei, nu știu cu ce ocazie, că n-am fost atent. Dar Adriana se numește Adriana Prigoană, nu Adriana Bacu. Tocmai pentru asta a primit premiul, că n-am știut exact. E în timpul căsniciei, veți vă și aparține. O fi sau nu fi. Categoria se numește a fost sau n-a fost. A fost Bahmuțeanu sau n-a fost. Vă mulțumesc foarte mult, sărbători fericite. Cu 10-12 ani Bahmuțeanu, astăzi în documente. E Prigoană. Am înțeles. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să vă aducă... Rating maxim, rating mulțumesc, maxim. Mulțumesc. A fost și aseară. Și să aveți sărbători liniștite. Gata. Ce-a scris Bordea. Să arătăm. Pentru marea mea iubită. Da. Pentru marea mea iubită. Pentru marea mea iubită de acasă. Pentru marea mea. Marea. Pune așa, unește.